La această oră are loc ședința de guvern în care se aprobă noile măsuri discutate în ședința CNSU de astăzi. După aprobare, măsurile vor fi publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare începând de luni. Pe lângă vacanța forțată a elevilor de 2 săptămâni, este au în vedere impunerea certificatului verde pentru majoritatea activităților, interzicerea nunților, a botezurilor și a evenimentelor private și restricții de circulație. Cu toate datele vine colega noastră Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit! S-a încheiat ședința de CNSU prin care s-au luat aceste decizii. Acum așteptăm să treacă și prin guvern. Vorbim în primul rând de interzicerea evenimentelor private în totalitate, nunți și botezuri. De asemenea, vorbim despre restricții de circulație noaptea, unde ar putea fi exceptați doar cei care au un certificat verde sau pentru cei care nu s-au vaccinat, o declarație pe proprie răspundere că ies în interes de serviciu după ora 21 sau au o urgență medicală, altfel nu vor putea să circule. Mai vorbim despre obligația angajatorilor de a împărți în două ture programul de lucru, astfel încât să nu se aglomereze spațiul de birou sau oriunde se desfășoară această activitate. Multe din aceste măsuri, bineînțeles, au fost contestate până acum, dar interesul pentru vaccinare manifestat astăzi în capitală arată că și foarte multă lume înțelege gravitatea situației. Sunt măsuri care trebuie luate urgent, având în vedere că sistemul medical deja a colapsat în fața numărului de crescând de pacienți în stare foarte gravă ajunși la spital.